Salutare! Marți 18 septembrie avem Champions League, Liverpool cu PSG, meciul vedetă al zilei. Liverpool a câștigat toate meciurile din campionat, în ultimele a câștigat mai la limită cu Leicester 2-1, cu Tottenham 2-1, deși Tottenham a egalat târziu un meci, trebuia să se termine 2-0. Și PSG a făcut la fel, are numai victorii. PSG de asemenea domină campionatul Franței fără probleme, un meci foarte tare. Probabil că Liverpool va domina puțin cu Sané, Firmino, Mané, fiind și acasă, dar PSG are câțiva jucători pe care poate să joace direct, pe Mbappé, pe Cavani, îl are pe Neymar, în spate acolo, la mijloc, Rabiot, poate Verratti, jucători foarte rapizi, foarte buni. Joc 2-5 goluri la cota 1-23. Napoli se duce în deplasare la Steaua Roșie, cât venea Zvezda, o echipă foarte slabă și în campionat. De-abia dacă câștigă 1-0, 2-1, nu este extraordinar. Napoli în campionat a câștigat 3 meciuri, ultima etapă a câștigat cu Fiorentina. Un meci greu l-a câștigat pe final. Ia un atac pe Insigne, Cajon, Milik, un jucător de asemenea super rapid și foarte puternic. Nu văd cum Napoli a pierde. 1-70 eu văd Napoli să câștige. Apoi Barcelona cu PSV. Barcelona a jucat meciurile destul de ușurele în campionat. Doar la Sociedad a avut ceva dificultăți, a câștigat 2-1, deși Real Madrid l-a luat fața un pic. Barcelona a câștigat în campionat 1-8-2 cu echipa nou promovată, apoi cu Sociedad a bătut 2-1. Messi în continuare pe Luis Suarez și pe Coutinho. PSV și ei au mers extraordinar în campionat, dar campionatul olandez, se știe, este unul destul de slăbuț în afară de PSV și Ajax. La Ciupeală probabil să încerce să se dea un gol. Eu zic 1 și Barcelona marchează 2 goluri la 1-20. Și ultimul meci, Galatasaray cu Lokomotiv Moscova. Galatasaray clar acasă, foarte bun în ultimele meciuri. A bătut aproape tot, 4 meciuri câștigate, un pierdut. Pe teren propriu joacă foarte bine, cei de la Lokomotiv am văzut că s-au chinuit în campionat, au doar 2 victorii, un egal, în rest încă vreo 2 înfrângeri. Clar, Galatasaray marchează la 1-17. Astea sunt meciurile, eu sunt Andrei, nu uitați să vă abonați, dați un like dacă vă plac ponturile, dacă nu, dați un comentariu cu ponturile pe care le credeți voi mai bune pentru aceste meciuri. Până data viitoare, baftă!